Додон есть от ты детарис перед к катарику аста скандал, когда он чепут ла додон пила шапти димняс, бэй, яру усатый штик. Морар до ремен спуня, аста есть прогноза, зак, Наталья, аста, ну и прогноза, аста информации, дин гура лу додон, карь его спун, к клима асфии președinte la Curtea de Apel Chișinău și catană la CSM. A fost scandal azi dimineață, da, la sigur, președinție? Nu, vă dați seama că cum arată clima azi de conspirat, de usate, nu doar ieri, dar și peste o lună urmă. Asta e o problemă. Fix așa cum eu negociază și pentru Curtea de Apel Bălți, pe dânsul, pe Dodun nu-l interesează cine va fi președintele Curtea de Apel Bălți. El a spus clar. Primarul orașului Rășcani, din partea lui Usate, Bagațica, să fie condamnat și în sentință să fie scris fără drept de a ocupa funcții cel puțin 2 ani. Că noi trebuie să începem la nord destabilizarea, să-l dăm jos pe Usate. Și... Adică asta sunt discuțiile care le poartă președintele țării. Și vă dați seama că unii judecători îmi spun, domnul Usate, este o propunere, dar cam trebuie să ne întâlnim, să discutăm, că e ceva urât de tot. Propunere la... Pentru Bălți? Pentru judecători. Aha. Adică, băi, mergi, dar trebuie ușit usată în Bălți și trebuie de început am urgent cu băgați ca la Rășcani. De condamnat. Unde știați de clima, că va fi numit în funcție cu mai bine de o lună vă înainte? Seama, previziune sau aveți informații? O previziune, dacă am povestit, povestesc în detalii, cum lui Bidinski a negociat, cum Dodon a dat acceptul, cum presupune? Păi, foarte strane, nu vi se pare? Neastră ați aflat, ați vorbit despre acest lucru, de ce n-au anulat pe ultima 100 de metri această înțelegere? Ca să demonstreze că Renata Usatăi nu are dreptate. Ei o mai fac odată, dar oricum e greu. Vă dați seama când te înțelegi cu judecătorul, bați palmă, că acest clima, el pe timpurile lui Plahotniuc, el prinde tot timpul plicuri cu indicații de la Iralov, deci Iralov era și mama și tata lui clima, pe timpul lui Plahotniuc în țară. Și astăzi când eu văd că Poli Lungi, care toată lumea striga în gura mare, inclusiv socialiștii, că Curtea Constituțională slujește Plahotniuc, și Poli Lungi azi este consultantul șef pe tot ce este ilegal la Curtea Constituțională, este consultantul și consilierul lui Dodon. Deci, o parte de judecători care s-au bătut joc de colegii mei din partid, i-au dat arest lui Ursache, grupa Petrenco, reprezentant societății civilă, Kozlovska, au fost pe timpul lui Plahotniuc, mulți au primit deja mandat pe viață. Adică Dodon atunci a pus fundamentul preluării judecătorilor.